document, de ce pleacă Liviu Dragnea în Israel și cine suport cheltuielile. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, pleacă, astăzi, în Israel, acolo unde se celebrează 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice româno-israeliene, dar și 70 de ani de la declararea independenței statului Israel. Liviu Dragnea se va afla în Israel alături de premierul Viorica Dencil. Cheltuielile pentru vizita lui Dragnea în Israel sunt decontate de către Camera Deputaților. Astfel, Dragnea are asigurat transport, cazare, diurn, dar și oferirea de cadouri simbolice către cei din Israel. Liviu Dragnea a plecat în Israel la invitația premierului Benjamin Netanyahu, cel care a inut să transmită această invitație, se datorează poziției recente a lui Dragnea, care a sprijinit mutarea ambasadei României din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim. I-ați scrisoarea premierului israelian.